Fiind mai aproape de natură, dar fără a face rabat de la nivelul de confort cu care sunteți obișnuiți. Cei care vor o experiență de neuitat trebuie să se oprească la Sanctum Glamping, în inima pădurii mehelințene. 5 corturi, utilate cu tot ce este nevoie, îi așteaptă pe cei care vor să se reconecteze cu mediul și să se bucure de liniștea dintre munți. Aici, cerul se unește cu verdele pădurii, peisajul fiind unul desprins din basme. În comuna Cireșu, satul Jupânești, o potecă lăturalnică duce spre cea mai frumoasă locație unde omul se poate contopi cu natura, Sanctum Glamping. Fiind un concept nou, cu totul unic în județul Mehedinți, locația dispune de 5 corturi poziționate la o distanță suficient de mare unul față de celălalt pentru a avea parte de liniște și intimitate. Deși sunt situate în mijlocul pădurii, corturile dispun de utilitățile necesare pentru ca turiștii să nu ducă lipsă de nimic pe perioada cazării. Sanctum Glamping este un vis devenit realitate pentru doi tineri ambițioși, care, extenuați de agitația urbană, au ales să construiască un loc special pentru relaxare. Empatizând cu toți cei care caută un strop de liniște în zona montană, Laurențiu Ciuciu și Eduard Stanchievici au venit în Mehedinți cu un concept cu totul nou. Cei doi tineri, plini de inspirație și foarte implicați în acest proiect, au căutat cea mai potrivită locație pentru a îmbina confortul sporit cu natura cea verde. De asemenea, aceștia doresc să promoveze din plin această zonă a județului, ce are un potențial turistic uriaș ce merită exploatat în cel mai creativ și inedit mod posibil. Este o zonă superbă pe care Mehedinții o are, atât toată comuna Cireșu are peisaje și locuri minunate, așa că noi ne bucurăm foarte mult că am reușit să facem investiția aici, ne bucurăm foarte mult că am avut sprijinul autorităților locale și mă refer în principal la primărie, la Geopark și la toate instituțiile care au avut un aport în ce am reușit să facem aici. Locația cuprinde 5 corturi de tip glamping, care sunt complet utilate, racordate la toate utilitățile, apă, curent, canalizare. Sperăm noi că am reușit să asigurăm tot confortul necesar pentru turiștii noștri. La două dintre corturi, turiștii care aleg să se cazeze la Sanctum Glamping și își doresc să se relaxeze pot beneficia de două ciubăre, cu o priveliște magnifică. Avem și două ciubăre pe care le putem pregăti pentru cine dorește. Sunt cu încălzire pe bază de sobă. Așteptăm cât mai mulți turiști de acum încolo la noi. Sperăm că ce am reușit să facem aici o să atragă mai mulți investitori în zonă, o să atragă mai mulți turiști în zonă și o să aducă mai mult trafic în niște zone care, din păcate, nu sunt suficient de cunoscute pentru români. De asemenea, cei care vor să facă o drumeție prin pădure și să se bucure de peisajele superbe pe care Mehedințiul le are de oferit pot alege cu încredere această locație. Cei de la Sanctum Glamping au pregătit trasee interesante și îi invită pe turiști să ia parte la această aventură. În zonă avem foarte multe obiective de vizitat, începând în primul rând cu peștera Topolința, care e una din cele mai spectaculoase, dacă nu cea mai spectaculoasă peșteră din țară. Avem peștera Epuran, peștera Grama, care este chiar la 15-20 de minute de terenul nostru. Sunt trasee montane care se pot face. Noi avem parteneriat cu o firmă de aventura parc de agrement din zonă, cu care putem organiza toate aceste activități. Așadar, îi invităm pe toți cei interesați să se cazeze în această zonă superbă din județul Mehedinți să își facă cât mai curând o rezervare la numărul de telefon 0758 866 021 sau pe aplicația WhatsApp.